Producția de serie a societății VSP, Westside Production din Satu Mare, este bazată în mare parte pe confecții metalice, mai exact aria mobilierelor metalice. În trecut foloseam exclusiv forța de muncă manuală, având anumite dificultăți, anumite probleme. Am simțit oarecum nevoia să facem pasul spre următoarea tehnologie și anume robotul de sudură care se află în spatele nostru. Avantaje multiple, printre care aș putea enumera șlefuirea, care se poate face tot cu același utilaj, productivitatea mult crescută, trasabilitatea și, evident, calitatea lucrărilor deosebite. Având avantajul de a ști cu exactitate costurile care s-au generat în momentul procesului de producție. Prin proiectul DIH Pătrat, noi am reușit să creăm o aplicație prin care conectăm o celulă hardware realizată de către noi de o platformă numită RAMP. În această platformă, clientul poate să-și vizualizeze toate datele de producție, poate să-și vizualizeze timpii de sudură, de exemplu, în cazul acestei suduri, timpii de șlefuire, timpii prin care operatorul își încarcă piesa în dispozitive, timpii de programare a celulei robotizate, poate să analizeze timpii de mentenanță, iar în baza acestor informații poate lua decizii, astfel încât să-și poată optimiza procesul de producție cât mai eficient. InnoRobotics, integrator de roboți industriali în calitate de furnizor, a pus la dispoziția Westside Production o soluție inovativă de sudare și polișare a pieselor de mobilier metalic. Din cauza lipsei de personal calificat, a productivității reduse și a calității slabe a produselor, s-a propus dezvoltarea unui sistem automatizat care să rezolve aceste probleme, dar cu costuri reduse. Inovația constă în faptul că s-a reușit realizarea a două procese, cel de sudare și cel de polișare a cordoanelor de sudură, cu ajutorul unei singure celule robotizate dotată cu numai un robot, iar ca rezultat s-a obținut productivitate ridicată și calitate constantă a pieselor sudate. Totodată, datorită platformei RAMP, dezvoltată prin proiect, clientul poate monitoriza și analiza producția în timp real,